Doamnelor și domnilor, bună seara! Continuăm emisiunea Dialog Electoral. În această seară, invitatul este Andrițchi Victor, candidat înaintat de Partidul Popular din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara, stimați ascultători! Din Orhei până la Chișinău faceți drumul în cât timp? Pas 5 ore, depinde de traficul, cum este fluid traficul. A plouat zilele acestea la Orhei? Vă spun sincer, departe de ploaie, departe, simțim o secetă, o secetă toridă, cred că ne așteaptă un an foarte greu și politic și economic, și social și agricol. Toate sferele simțim o durere mare va fi în țară. Și... Haideți să facem cunoștință cu dumneavoastră și propunem orheienilor fișa biografică. Regia, vă rog frumos, video. Prezentarea concurentului electoral, Andrițchi Victor. Anul și locul nașterii. 21 februarie 1966, orașul Orhei. Studii. În 1983 absolvește școala medie internat din Orhei. În 2001 își ia diploma la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Politologie, Drept. Iar în 2004 obține licența în drept la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași. Activitatea profesională. Activează între anii 2004-2007 în cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei. Din 2007 se pensionează. În prezent, bodyguard, inspector, compania Argus. Este președintele filialei Partidul Popular, orașul Orhei. Starea civilă. Căsătorit, 4 copii. Domnul Andrițchi, ați absolvit școala de miliții, pe atunci Dzerzhinsk, acum Academie de Poliție Ștefan cel Mare, și încă un element care probabil pentru mulți orheieni, nu știu, cred că este cunoscut această informație, sunteți veteran al războiului de pe Nistru. De pe Nistru, tocmai. Deci, cu debatament ne-am apărat independența. Noi am fost unicul organ pe atunci, în 92, organele de poliție, armata nu era la moment, care am făcut față cerințelor și am ajutat această țară ca să nu fie evadată de diferite trupe otomane și, în consecință, ne-am ales că, în prezent, țara noastră este destrămată. Nu s-o, politicienii n-au găsit limbă comună și avem ceea ce avem la moment. E regretabil. Că am fost în Transnistria cu prețul vieților camarazilor, colegilor mei, dar țara așa și n-am fost integră. Cum credeți implicarea dumneavoastră acum în campania electorală și toate ceea ce se întâmplă vă dă o posibilitate de a avea încredere că totuși lucrurile se vor schimba? Vă spun sincer, hotărât să mă candidez la funcție de primar, funcție de consilier municipiu în orașul Orhei, din considerentele pentru că, într-adevăr, este un haos nemaipomenit și pe planul republican și pe plan local. Împreună cu combatanții care mi-au spus, Victor, poți faci cerințelor, ar fi bine să te candidezi. Și am găsit posibilitatea din partea un sprijin politic din partea Partidului Popular, unde sunt orhian de baștină, oamenii mă cunosc și am o susținere. Voi merge înainte și voi face fapte frumoase ca să mă pot uita orășenilor în față. Câteva cuvinte din programul dumneavoastră electoral, cele mai importante acțiuni pe care... Deci, planul meu electoral constă din trei piloni de bază. Sfera socială, sfera economică și infrastructura orheilor. În prezent, orheiul din an în an devine tot mai devastator. Orășenii sunt dezamăgiți, sunt băjăcuriți. Poate suntem primii în Republică, unde locuitorii orașului, de la fiecare membru a familiei, primăria cerșește câte 2 lei pentru iluminarea stradală. Este total inadmisibil acest lucru. Suntem pionieri. Suntem pionieri între aceea că costul unui bilet la maxi-taxi va deveni 4 lei. Primii
Suntem primii în ceea ce privește apeductul și canalizarea. Am ajuns la 25 de lei. Este foarte costisitor. Dacă știți, în orașul Orhei nu mai avem întreprinderi care funcționează. Oamenii fac naveta Orhei-Chișinău. Sau mai e regretabil în țările străine, cum ar fi Italia, Moscova, Spania, Portugalia. Practic a rămas fără orășeni. Că să-i aducem înapoi, trebuie să existe un plan. Acest plan eu pot să-l propun pentru orășeni de revedere sferei economice. Micul business. Întreprinderile, am avut niște întreprinderi tale internaționale, unde se făceau lucruri foarte mici, dar erau încadrați foarte mulți oameni. Noi am rămas un oraș perdant, un oraș îmbătrânit, cu mulți pensionari, invalizi și copii. În sfera socială, eu propun din fondul primăriei pentru ca femeile noastre, viitoarele mame, să aibă cât de cât un sprijin din fondul extrabugetar. Vom aloca câte 20.000 de lei pentru nașterea a fiecărui orhean. Voi face ca în maxul taxelor să fie un tichet unic elaborat de primărie, unde pensionarii, invalizii, mamele cu mulți copii vor circula gratis. În prezent, echipa mea are contract cu o firmă din Belarusia, cu sprijinul studenților de la Politehnică din Chișinău, unde în premieră în orașul Orhei, dacă voi avea susținere, va fi o linie de troleibus care va circula centru până când centru. Această linie de troleibus putea fi dată în exploatare cu 20 de ani în urmă. Este un proiect, eu vă-l arătală, într-adevăr, unde era păi ceva... Și de ce 20 de ani nu s-a întâmplat acest lucru? Nu s-a întâmplat 20 de ani pentru că nu știu ce, nu s-au găsit resurse sau resursele au fost epuizate. Suntem un oraș foarte aglomerat, ca și toate orașele. Dar cât ar costa această linie? Aveți date? La noi erau niște date preliminare că această linie de troleibus la momentul său inițial cu proiectoare a costat undeva 4 milioane de euro. Deci este o linie de 2,5 km centrul orașului și ar face un lucru extraordinar de benefic. Vom scăpa de acele gaze de eșapament și acel trafic fluid în orele dimineții. Este posibil. Eu la o conferință de presă în orașul Orhei am prezentat toate acestea. Sunt oameni care n-au nicio cu politicul nimic și mi-au dat sprijin. Oi fi eu primar, noi fi eu primar, dar ei vor face acest lucru. Am avut înțelegere și promisiune acestor oameni cu inimă mare că orheienii merită un trai decent și o altă viață. Da, și alte momente. Sfera infrastructura orașului. Orașul este distrus din ce criterii? Nu se mai construiește nimic. De mai mult de 20 de ani nu se mai construiește nimic. Nu mai avem acces la fondurile europene, nici cele republicane. Ar fi bine cum și în alte raioane să fie o casă, apartamente sociale. De ce noi nu avem specialiști tineri? Pentru că nu îi putem atrage, nu îi putem stimula. Se construiesc conacuri a diferitor deputați, cum ar fi Petru Șterbate, cu susținerea președintelui raionului, care este nanul său. În Orhei este condus de clanuri, clanul Ștefârță, Șterbate. Președintele raionului este domnul Ștefârță. Șefa de tineret și educație este soția sa. Cumnații săi sunt în diferite posturi, cum ar fi registru, pașapoarte și alte. Dar cel mai draconic a fost că tinerile familiei nu mai beneficiază de cele 4 ari de pământ din considerentele că Orheiul nu mai are. Vă spun sincer, eu am făcut o retrospectivă, Orheiul are pământ. Uh-huh. Dacă noi nu am dat pământuri la cetățeni din România, cum ar fi Blanar Ghenadi, el nici nu știe unde e domicilia, scrie Vasile Lupu, dar nu știe ce oraș. Uh-huh.
Acest blănar, Consiliul a votat ca acest blănar la propunerea domnului primar Colun a beneficiat de un loc, un teren pentru construcții, știți unde? În la periferie, nu? La periferie, la Iazul Rășănesc, în aripa Codrilor. Uh-huh. Acest blănar zonă verde, este cumnatul deputatului Petru Șterbati. Ca să fie mai clar, el sub acest paravan n-a mai a beneficiat și a trucat toate documentele. În urmă, domnul Șterbati s-a pomenit cu această locuință, cu această casă. Clar, din fine era știut că nu-i nevoie de blănari, care are o clinică în România, este de profesie stomatolog, fratele soției domnului deputat Petru Șterbati. Câte familii s-au adresat de tineri specialiști orhieni și nu li s-au oferit pământ în această, în aceeași în acest, perioadă? 910 cereri în 4 ani, de când e această conducere, alianță la putere, niciun loc de pământ, în afară de domnul Șterbati. Nimic. Nimic nu sub soare. De aceea... Ce fac familiile atunci dacă nu primesc acest lot de pământ? Familiile stau la gazdă, stau, ori pleacă. Nu mai este nicio perspectivă. Vă spun sincer, unica scăpare este ca să devenim municipiu. Sunt pământuri, dar pământurile se duc niște licitații, licitații sunt trucate. Sunt cumpărate de persoanele care se află la putere în orașul Orhei. Mai deocheată situație este că ajutoarele materiale se dau după bunul plac al primarului. Un om care are un business, o terasă, un bar, pe nume Cătrăniuc Eduard, i s-a acordat un ajutor de 600 de lei. Care a fost cauza? S-a dus cu un viceprimar, au jucat biliard, nu le-au ajuns bani, după aia îi spune, hai să vii mâine dimineață la mine și scrie ajutor social. Cătrănescu Eduard, iarăși este o dispoziție, o dispoziție a primăriei din 21.0.2013 sub numărul 41. La celelalte persoane ne sărace, știți că acești bani au fost eliberați? Da, la acești persoane sărace s-au dat câte 400 de lei, dar la acest Eduard s-a dat 600 de lei. A fost publicat... Comisia Economică Financiară, da, înainte a fost de asta, publicat... analizează. Păi, dar cum? Sunt mai mulți membri de consilieri în această, da, comisie. Da, da, vedeți ce... uitați-vă ce... ce arătați scriu. Camera, vă rog. În limita... Camera. O situație agramată, uitați-vă ce scriu ei. În limita... Da, spuneți. În limita alocațiilor financiare, prevăzute de la bugetul anului 2013, aprobat prin decizia Consiliului Orășănesc Orhei, numărul 10.1 din 26.12.2021. Deci noi nu suntem în anul 2021, dar ei s-au condus de această prevedere. Este o greșeală tehnică, probabil. Este o greșeală tehnică, eu nu știu ce greșeală, dar fapt e una că toți banii acestea au fost ridicați. Uh-huh. Sunt... Dumneavoastră cunoașteți persoanele care fac parte din comisia aceasta economică? Da, sigur. Ei mi-au dat material necesare. Păi, dar ei de ce au votat? Înainte de asta analizează și după ce Consiliul asta din fondul primăriei. Consiliul, de am când de la 5.000 în sus, atunci de am votează consilierii. Bine, astea au fost din programul electoral, da, la dumneavoastră. Haideți acum, noi am ieșit pe străzile Orheiului și am întrebat orheienii care sunt problemele stringente ale locuitorilor orașului Orhei. Vă rog frumos video. Ce măsuri veți întreprinde dacă veți deveni primar în legătură cu salubrizarea Orheiului sau problemele bătrânilor? Spre exemplu, cum o stăți corupția, în primul rând, să nu fie corupție și chiar cu aceeași angajare a locuri de muncă, să nu fie contra plată, spre exemplu, dar să fie așa, dacă tinerii specialiști fie angajați în câmpul muncii, dar nu să fie, să primești că ei sunt în umbră lăsați. Uite, asta e cea mai mare problemă, fiindcă sarmanii copii termină școală, academii, universități, aceleași licee și când ajung să se angajează, nu te primesc, nu ai staj de muncă, dar în stajul unde se face? Tot trebuie cineva să-i acorde ca să facă un staj de muncă. Cea mai mare problemă, cred că e asta, pe primul plan să fie abordată. După care și iarăși, iluminarea, infrastructura și celelalte. Domnul primar,
Vă rugăm cu câinii băgăbonți să faceți ceva, fiindcă și noaptea, chiar și ziua, foarte nu-i prea bun. Să fie drumurile făcute și în piață să fie locuri unde omul cel de la țară să ducă în piață, să vândă, dar uitați ce se face în piață. Iată, asta este eu. Și Doamne ajute, de Doamne să fie bine la noi în țară, la noi în oraș. Să uite la oamenii de rând, să vadă cum plâng mamele, copii când nu au cușile cu ei. Să ducă la țară, să meargă prin oraș, anume la familii social vulnerabile. Să vadă unii zbețijești care le dă 1800 de lei pe lună și îi cumpără vinul. De ce nu controlează să vadă unii familii așa și mănâncă copilul și ala? Anume la copii să le atragă atenția. Nu se atrage. Asistența socială nu se lucrează. Chiar nu lucrează practic mai absolut. Mai multe terenuri pentru copii. Chiar fie și cu plată, dar să fie ca la Chișinău. Și așteptăm viitor mai fericit față de cum a fost la moment. Să iasă în fața lumii, domnul primar, dar nu odată în 4 ani, apare și bună ziua, eu sunt domnul Colun. Și bă, onest să poată să apere interesele oamenilor. Eu socot cum primar trebuie să fie ales nu pe 4 ani, dar să fie, ia că omul, el a luat angajamentul să facă un lucru și nu l-a terminat, el trebuie să-l termine mai departe. Dar a început să asfalteze drumurile și trotuarele și așa mai departe, înseamnă că el trebuie să ducă lucrul ăsta până la cap. Dacă ar fi altul, nu ar să înceapă, dar început și nici n-ar să fac. Domnul Andrițchi, orheienii au adresat întrebări concrete. Să încercăm să le răspundem. Ce pot să vă spun? Sunt întrebările care chiar într-adevăr mă doare. Mă dor pentru că Uniunea Europeană ne-a întins o mână de ajutor, ne-a dus niște tomberoane, o mașină de salubrizare spațiului. Nu se lucrează. Este un management defectuos. Nu se duce control. Nu avem atărători, salariul nu e atractiv. Dar problema cea mai mare la noi, gunoiște noi. Gunoiște este neautorizată. Noi suntem sub poalele codrelor. Suntem în inima Moldovei, avem așa o natură de frumoasă, dar ne batem joc. O mărșăvenie extraordinară. S-au folosit diferite proiecte. Au fost investiții, chipurile investiții, a fost adus un businessman din Italia pentru reciclarea gunoilor, până la urmă a plecat. Domnul primar s-a ales cu un apartament frumușel în Italia, că i-a dat gunoiște. Noi știm că în gunoiște se fac bani. De unde? Pentru că europenii dau bani pentru conservarea, prelucrarea gunoiului. Știm că se extrag gaze, se fac diferiți știuleți care se dau pe urmă la cazangerii. Orheiul n-a putut face aceasta. N-a avut un plan bine determinat. Și este regretabil acest lucru pentru că noi suntem în pragul ecologic. Deci aceste deșeuri peste un milion, miliard acolo de cuburi s-au pus straturi. Uh-huh. Și toate aceste straturi... În ce parte a orașului se duce? Este în partea, în microraionul Lupoaica. Uh-huh. Chiar la înălțimea orașului, pe malul râului Răut. Adică tot se scurge în apele apă? Se duc, da, și... apele se duc în râul Răut, după aia se duc în Nistru. Uh-huh. De unde Chișinăunie iau apă, la... mănâncă pește. Ministerul Ecologiei, știți... am pichetat câteva ore cu pensionarii. Știți, n-am fost niciun răsunet. Mai din potrivă, domnul Colun a luat și a majorat taxa. 11 lei plătești fiecare membru a familiei pentru evacuarea gunoilor. Acum, la toate cele s-a adăugat că gunoiul se mai duce și din satele adiacente. Tot în gunoiște. Tot în gunoiște orașele Orhei. Fără un program, fără o strategie. Adică, într-o zi, asta ne pomenim cu măști antigaz, pentru că n-ați putem respira. Uh-huh. Bat clopotele orășenii, bat clopotele organele ONG-urile, dar fost actualul primar... Cu ce veniți în programul electoral pentru îmbunătățirea acestei situații? În primul rând, conservarea acestei gunoiști. Cât de urgent... Noi am avut diferite extrageri a petriș, la Orhei știți că extrage mult petriș, piatră.
de elaborat un plan concret pentru stocarea gunoiului. Dacă merge linie de sortare, merge linie de sortare. Dacă nu, atunci o să găsim o modalitate pentru un viitor al evacua. Într-o zi să ne pomenim cu niște gunoi radioactiv, dacă fac bani, pe gunoi ăștia se face bani. Piața centrală și situația vânzătorilor ambulanți. Este o durere, într-adevăr, că piața este cositoare, nu pentru fiecare. Se plătește acolo pentru o cratiță de cireșe, îți plătești 20, 40, 50 de lei, într-adevăr este cositor. Eu am fost martor cum, într-adevăr, paznicii de la piață au hulit cele băbuțe, ieți, te rog, lactatele și pleacă. Am fost martor, am diferite argumente, video, noi ne-am luptat cu echipa noastră, sistematic ne-am luptat. Domnul primar știe că sunt pentru el o persoană care ne incomodă. Urgia primarului. Da. El poate s-a expus sau să vă expune, dar se colectează și bani în piața centrală pentru chipurile asfaltarea drumurilor. S-au dat sume diferite, la 1.000, 3.000, sub persecuție, precum că dacă nu o să dai bani, o să pleci de la piață. Fiind că ai contract. Oamenii au construit gheretele acestea tot prin firma primarului actual Colun, de la 3, 4, 5. Acum, dacă vedeți, prin piață se dă închirie, se vinde. Oamenii în fiecare zi sistematic dă pentru înverzire, dă pentru aceea, se colectează bani. Chiar am fost vineri prin piață și oamenii au spus că eu am dat 500 de lei, acolo scris 250 de lei. Acum se ocupă... Și unde se duc banii ăștia? Nu știu, au spus pentru pavarea trotuarilor, dar pentru pavarea trotuarilor... Pentru pavare trebuie să ia bani de buget. Primăria, da, a dat primăria, jumătate de milion a dat primăria, s-a făcut-o cu un lucru de nimic. Și atunci ăștia bani pentru ce? Acești bani, nu știu, oamenii dau pentru că să aibă un loc de lucru la piață, să nu-i alunge, știți? E că ghireta asta e bună, masa asta e bună, e mai atractivă, se află mai la mijloc, care nu sunt docili. Da, piața e amplasată chiar în centrul orașului, un loc foarte lacom pentru cineva. Eu am înțeles că în 2016 acolo ceva se va construi. Până în 2016 iau contracte. Dar oamenii... Dar putea să primăria și cu următorul primar care va accede să construiască piețe în diferite sectoare ale Orhiviului. Ca să nu fie doar... Sigur că se poate, dar știți, concentrația vine, toți vin în oraș. Orașul nu este atât de mare. Noi avem o piață care lucrează pe târziu, microionul Nordic, microionul Lupoaica. La Nistreana nu există. Ar fi bine, știți că ar fi o rezolvare la moment, pentru că până la orele două lucrează piața centrală. După aia se cumpere acolo o legumă, ceva, în afară de magazine cele care unde sunt tot timpul tăvălite. Se transformă, din câte au spus orhieni, într-o zonă inestetică, centrul Orhiei, și atunci nu este bine nici pentru turiști, nici pentru... Eu vă spun sincer că mulți primari au promis că vor reamplasa-o lângă garul. Chiar într-adevăr e foarte aglomerat. Mai mult decât atât, monumentul Mihai Eminescu lângă această piață. Nici nu se vede din câte nici nu se vede acolo și pe clumbi și pe flori stau acele mașini, automobile. Haideți care... să vorbim mai departe despre iluminare și infrastructură. Spuneți-mi, vă rog frumos, e adevărat că se adună câte 2 lei de la fiecare cap, da, de locuitor, da. Și dacă în familie sunt 5 membri de familie, 10 lei în factură sunt indicați? Corect. În anul 2013 noi ne-am pomenit la anul nou cu taxe majorate. Au fost taxe și pentru automobile, 100 de lei, care are automobil la scară, stă nu, chiar lângă casa sa, a plătit 100 de lei. După aia, acest colun a scos. El vine din sfera impozitară. Și s-a gândit cum să facă bani pentru Orhiei, pentru a amplia bugetul. Dacă n-al ajunge capul de a trage alte fonduri, e mai bine să ia de la cetățeni. Și uitați care e șeritlicul. N-a pus pe gospodărie,
dar pus fiecare membru. Este el, cum e plecat, nou născut, vine după certificat, uh-huh. Deodată îl include la taxa de 2 lei. Noastră, dacă deveniți primar, scoateți această taxă? Imediat. Nici nu se explică. Uh-huh. Nu putem noi fi pionieri în toate cele. Chiar e deocheată decizia asta a consilierilor. Terenurile de joacă și tinerii care pleacă din Orhei. Terenurile de joacă este o problemă. Noi nu avem unde le faci. Nu avem unde le faci. Peste tot locul s-au construit buticuri în fața clădirilor, diferite construcții de ochiate. Cum s-ar putea în miez de noapte se difreșează caștanii seculari, după aia crește în parc, crește o construcție. Construcția a cui? A unui director de la Hotel Codru, care face parte în PLDM. Oamenii am protestat, măi, de ce? Că era uscat. Nu mai era uscat. Orhienii nu au zonă de agrement. Unica zonă a fost iazul orășănesc. Știu care e împărțit. E o mizerie totală. Știți, acolo ar putea depus niște tomberoane. Primarul mi-a spus să niște petroaie mari și el nu poate să le miște. Oameni buni, chiar e problemă în petroaiele aia? Nu toți au bani să pleci pe hotare la mare. Orheiul nu are unde se odihni. Copiii nu au. Copiii nu se amenajează plaja? Plaja într-o stare nu e, că iazul nu e Orheiului. Sunt discuții acolo că e președintele raionului, că el... Nu zădar, domnul Șterbați a put casa acolo, ea și-a îngrădit de populație. Iar își spuneți în cunoștință de cauza asta sau ați din auzite? Spuneți nu, dar eu am fost la fața locului, noi am pichetat, au fost mass media, asta a fost la alegerile parlamentare. Am înțeles. Cu ce lucruri vă mândriți? Știți... Pe care le-ați realizat dumneavoastră. Eu mă mândresc cu ceea că am făcut o echipă bine închegată, care nu am stat de gardă, dar am intrat în orice ușă. Vă spun sincer, am ajutat mulți pensionari de-ai noștri, organele interne, oamenii invalizi, am bătut în casele lor, e o mizerie totală. Dacă au ajuns să mănânce risturi... Câți războiul de pe Nistru sunt în Orhei? La moment, cât știu eu, sunt peste 100 de membri, peste 100 de participanți. Noi ne-am echigat bine. Chiar dacă noi luai o primărie, noi vom merge înainte. Sunt niște planuri bine chipzuite, vom avea sprijinul și oamenilor din România, veterinarilor organelor de interne. Ca să-i ajutați pe aceștia, da? Noi să-i ajutăm. Pentru că, într-adevăr, în programul meu este scris, în afară de cei 250 de lei care se dau pentru sezonul de iarnă, noi îți găsim bani pentru a da 50% din costul la gaze, la apă. Nu mai cheltuie cei oameni săraci așa de multe. Dar, noastră, considerați că aveți calități de lider? Veți face față funcției de primar, da, al orașului? Da, sigur, sigur. La vârsta mea, sigur că voi face față. Cu mine va fi Orheiului mai bine și orheienii vor avea un trai decent. Oamenii se vor simți oameni. În ce sector al Orheiului locuiți? Eu trăiesc în sectorul centru, în strada Orheiului Vechi, o stradă foarte dezastruoasă, fără pavaj, fără drum, acele firme care au săpat acea canalizare, care a dus berdu 4 milioane și ceva de lei, Orheiul nostru nu are canalizare. S-au prăbușit, că nu s-a dus. Vedeți că timpul deja ne presează. Vă propun acum să spuneți mesajul final. Ce trebuie să facă orheienii pe 14 iunie? La cameră, vă rog frumos. Stimați orheieni, dragii mei, aveți o șansă unică, o șansă istorică de a scăpa de această mocirlă, de cele pălăvrăgeli, de cele rozătoare care în prezent au inundat orașul. Dacă vreți să scăpați de aceste clanuri, dacă vreți să aveți un trai decent, un trai care îl meritați, votați mărul. Mărul este un product anticancerogen, un antioxidant puternic. Noi suntem într-o stadie a unei boli incurabile. Boala aceasta incurabilă
Dacă nu e în fața metastazei, o poate distruge mărul. Mărul poate face acest lucru în frunte cu Victor Andrițchi, omul care știe de unde să ia și cum să facă. Votați mărul, votați schimbarea. Cu mine și cu echipa mea veți avea un trai strălucit. Vă mulțumim mult pentru prezența în studio și vă dorim succes. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii din această seară și vreau să vă zic să mergeți neapărat la vot pe 14 iunie și să vă gândiți de 10 ori înainte de a intra în cabina de vot. Să ne alegem primarul împreună. Sunt Margareta Răducanu și vă aștept mâine la emisiunea Dialog Electoral. Pe curând!